Matei 3 cu 13. Atunci a venit Iisus din Galileea la Iordan, la Ioan, ca să fie botezat de el. Dar Ioan căuta să-l oprească. Eu, zicea el, am trebuință să fiu botezat de tine și tu vii la mine? Drept răspuns, Iisus i-a zis, lasă-mă acum, căci așa se cade să împlinim tot ce trebuie împlinit. Atunci Ioan l-a lăsat. De îndată ce a fost botezat, Iisus a ieșit afară din apă și în clipa aceea cerurile s-au deschis și a văzut pe Duhul lui Dumnezeu coborându-se în chip de porumbel și venind peste el. Și din ceruri s-a auzit un glas care zicea, acesta este Fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc plăcerea. Amin. Romani, capitolul 6, versetul 3. Nu știți că toți câți am fost botezați în Iisus Hristos, am fost botezați în moartea Lui. Noi, deci, prin botezul în moartea Lui, am fost îngropați împreună cu El, pentru ca după cum Hristos a înviat din morți prin slava Tatălui, tot așa și noi să trăim o viață nouă. Amin. Vă rog frumos și vă invit să reluați locurile. Așa cum spunea fratele Loi, vă aducem salutări sfinte din partea Bisericii Albinii. Unii dintre dumneavoastră ați fost la noi, măcar prin mediul virtual, ați vizitat biserica noastră, vă invităm să o faceți și fizic, așa cum am venit și noi aici. Este într-adevăr o ocazie ca să ne cunoaștem și să mai venim, dar este o ocazie și să vă cunoaștem și să veniți voi. Domnul să vă binecuvinteze! În ziua aceasta, creștinătatea sărbătorește, în special în țara noastră, botezul Domnului Iisus Hristos, și aș vrea să împărtășesc cu dumneavoastră câteva gânduri din Scriptură despre singurul botez valabil. Există, să știți, ritualul acesta împământenit în multe religii, ritualul botezului, și exista, de fapt, chiar și înainte ca să-l practice Ioan Botezătorul și înainte ca Domnul să se boteze, era secta esenienilor care există dovezi istorice. Se botezau în fiecare zi ca să se spele de păcate. Ei, vom vedea acum și vom verifica în Scriptură să vedem oare botezul este chiar o spălare de păcate? Vorbim despre botez, despre singurul botez valabil și ne uităm puțin și haideți să punem câteva întrebări textului pe care l-am citit și să extragem învățături binecuvântate de aici, din Cuvântul lui Dumnezeu. Mai întâi, prima întrebare, întrebarea modalului, a modalității. Cum trebuie să mă botez? Ca să fie botezul meu valabil, ca să-l mărturisească Dumnezeu înaintea Tatălui. Termenul, din punct de vedere etimologic, termenul baptizo, semnifică o scufundare în apă, nu o stropire. Sunt cazuri speciale în care se recurge la astfel de practici, dar nu contestăm lucrul acesta, sunt oameni bolnavi care nu pot să suporte botezul, scufundarea propriu-zisă, dar în principiu botezul se practică prin scufundare. Vorbim despre modal, despre cum, și termenul, de fapt, în original, semnifica, de exemplu, un material textil care era luat și scufundat în vopsea, acela se numea botezat. O corabie care era în mijlocul mării, dacă se scufunda, dacă naufragia, dacă intra sub ape, era numită botezată, a fost botezată corabie, adică s-a scufundat. Un om care era înglodat în datorii, avea atâtea datorii că nu mai putea să le facă față, cum este cel din pilda pe care Domnul Hristos a rostit-o cu cei 10.000 de talanți sau de galbeni. Omul acela era numit botezat, scufundat
în datorii. Un om care venea din război, dacă avea atâtea răni pe el încât sâjnea sângele din toate părțile de la luptă, când imediat omul acesta era acoperit de sânge, așadar era numit botezat în sânge. De aceea există o învățătură conform căreia martirii care n-au apucat să se boteze în apă erau botezați în propriul lor sânge și Dumnezeu i-a primit. Aici nu ne exprimăm noi, ci Dumnezeu se va exprima și e problema lui Dumnezeu pe cine mântuiește și pe cine nu. Tâlharul de pe cruce este un model pentru noi în domeniul acesta. Dar ne întoarcem la întrebarea noastră, cum trebuie să mă botez? Și vine Domnul și îmi spune, trebuie să te scufunzi, trebuie să fii scufundat. De fapt, uitați-vă ce se întâmplă aici. În vremea aceea, spune versetul 1, vine Ioan Botezătorul și predică în pustia Iudeii botezul pocăinței. Și omul acesta le spune, pocăiți-vă că împărăția cerurilor este aproape, în versetul 2, și începe să practice acest ritual, acest simbol al botezului în dreptul multora. Și uitați-vă ce spune aici versetul 6. Mărturisindu-și păcatele, erau scufundați sau botezați de el în râul Iordan. Erau scufundați, erau botezați. Acum haideți să mergem mai departe și să punem a doua întrebare textului nostru. De ce? De ce trebuie eu să mă botez? De ce? Și Biblia ne răspunde și textul nostru ne spune următoarele puncte, următoarele lucruri. Odată, botezul este autentificat de exemplul marelui nostru Mântuitor. Dar ce? Domnul Hristos a avut păcate? Nu, o să vedem imediat că nu este vorba de așa ceva. Domnul s-a botezat și răspundem întrebării de ce să mă botez? Pentru că marele meu exemplu, marele meu model, și acesta este singurul botez valabil, să știți, botezul pe care l-a practicat Hristos. El s-a coborât în apa Iordanului și a fost botezat. Uitați-vă ce spune aici, versetul 15 și versetul 16. De îndată ce a fost botezat, Hristos Domnul a fost botezat. Apoi, botezul acesta este autentificat de Scriptură, de Biblie. Mergeți în toată lumea, predicați Evanghelia la orice făptură, cine va crede și se va boteza, este o poruncă a lui Dumnezeu. Scriptura transmite lucrul acesta. Și pe lângă autentificarea Scripturii, vine Duhul Sfânt și spune și el parafa. Și uitați-vă aici în textul nostru. De îndată ce a fost botezat, versetul 16, Hristos iese afară din apă și în clipa aceea cerurile se deschid și se vede Duhul lui Dumnezeu coborându-se în chip de porumbel și venind peste el. De ce porumbel? Este unul din simbolurile Duhului Sfânt. Porumbelul știe calea înspre casă, nu? Și Hristos a zis, eu sunt calea, adevărul și viața. Porumbelul, simbolul Duhului Sfânt, ne vorbește foarte sugestiv despre lucrul acesta. În momentul în care eu mă botez, vine Duhul Sfânt și spune, da, tu ai apucat-o pe calea înspre casă. Iisus Hristos este calea, slăvit să fie Domnul. Merge mai departe, autentificat de Tatăl, versetul 17. Și din ceruri s-a auzit un glas care zicea, acesta este Fiul meu prea iubit în care îmi găsesc plăcerea. Doamne, ajută-ne să ascultăm de Tine. Apoi o a treia întrebare, și la aceasta vom zăbovi imediat, ce semnifică botezul? Botezul semnifică cel puțin trei lucruri, cel puțin trei lucruri, și o să vedem imediat. Ne vom axa foarte mult pe aceste trei simboluri, pe aceste trei le-am numit eu certificate. Mai întâi, Golgota sau certificatul de deces, spiritual vorbind, apoi grădina sau certificatul de înviere spirituală și apoi camera de sus, certificatul de nuntă, de căsătorie cu mirele nostru. Și vedeți, asta este până la urmă o semnificație deosebită a botezului.
Și aici mi-aduc aminte, pentru că, vedeți, noi nu prea înțelegem și partea fizică, materială, de multe ori o confundăm cu cea spirituală. Eram copil și era, țin minte, lângă școala din Câmpia Turzii, unde eu am studiat, era un domn, un om, care avea un birt, nu știu aici dacă se zice birt, o crâjmă. Era un loc unde se adunau cei mai răi oameni și făceau cele mai mari prostii, să zic așa. Noi eram copii, ne uitam, câteodată râdeam, altădată ne temeam, fugeam acasă. Și omul ăsta, șeful birtului, a crâjmei, a barului, s-a pocăit. Și a venit la biserică, la Câmpia Turzii, și frații l-au scufundat în apă. Și a fost așa de fericit. Dar a venit foarte supărat după o perioadă. Și s-a dus la păstor și a zis, nu știu ce se întâmplă. Zice, când m-ați scufundat în apă, zice, eu am scos limba să mi se pocăiască și nu mi s-a pocăit. Zice, așa mă cert cu nevasta, parcă mai rău ca înainte de botez. Mă, oameni, zice, faceți ceva cu mine. Eu am crezut că mi se pocăiește tot trupul, dar zice, ceva nu-i în regulă. Vedeți, așa se întâmplă când noi nu înțelegem lucrurile fizice, lucrurile firești, au partea lor, trebuie să le înțelegem. Lucrurile duhovnicești, partea lor, și cele două undeva se întrepătrund, dar trebuie să știm cum se face lucrarea aceasta. Dar vom reveni asupra acestei lucrări imediat. Întrebarea numărul 4, foarte importantă, când trebuie să mă botez ca botezul meu să fie valabil? Marcu 16:16. Cine va crede și se va boteza, nu zice și va fi botezat, și se va boteza, va fi mântuit. Asta presupune că am ajuns la o vârstă a maturității și m-am dus și am solicitat botezul. Bazându-mă pe credința mea, și amintiți-vă de famenul etiopian. Și uite, și din viața famenului etiopian extragem iarăși ceva. Puneam întrebarea din ea, oricum trebuie să mă botez. De ce nu l-a stropit? Că sigur, famenul ăsta până în țara lui avea niște provizii de apă, nu? De unde consuma el pe drum. De ce nu l-a oprit pe Filip să spună, Filipe dragă, ia uite de aici plosca asta și stropește-mă, că e valabil. Nu, nu, nu. Au trebuit să găsească apă, au trebuit să se coboare amândoi în apă, atât botezătorul cât și botezatul, a trebuit să fie scufundat unul din ei. Și să știți că aici, în domeniul acesta, ne iau înainte unii și alții. Am întâlnit, vă spun, mă duc în misiune de la vârsta de 13-14 ani și într-o zi, mergând într-o lucrare în Orăștie la fratele Moisic, atunci trăia, fratele Moisic, și m-am dus acolo și era lângă mine un domn, eu am crezut că-i frate, cânta, fiecare cântare o știa aproape pe de rost. Cine predica și începea un verset, el imediat completa și așa râvn avea și mi-a plăcut tare mult și mi-a fost drag. M-am întors spre el și am zis, Domnul să te binecuvinteze, de cât timp ești la pocăință? Dar zice, eu nu-s pocăit. Păi cum așa? Zice, de 20 de ani vin aici în biserica asta, dar încă nu-s hotărât să iau botezul. De 20 de ani, auzi? Și povestea fratele Sandu Negrușer, păstorul pe care noi l-am avut prin harul Domnului o perioadă frumoasă din viața Bisericii Albinii, el povestea că a fost în Spania și era un botez în apă. Și după ce i-au scufundat pe toți candidații, fiecare a mărturisit, minunat, au văzut că vine cineva pe culoar. Bineînțeles, ei au făcut un apel pe care noi îl facem de multe ori fără să ne gândim la consecințe. Sau poate e un apel al credinței și nu ne place nouă să ne deranjeze cineva comoditatea. Da? Vine ăsta pe culoar, nu era nici român, era un african, nu știu exact de unde era, mi-a spus fratele Sandu că era un pic tuciuriu, așa, și vine și intră în apă. Și zice, am venit și eu să mă botez. Păi mă, omule, stai un pic. Ai făcut catehizare, lecții biblice, nimic.
Ai citit Biblia măcar o dată, cap-coadă, nimic. Dar ce se întâmplă? De ce ai venit aici? Păi vreau să mă botezați, că ați făcut apelul și eu am venit la apel. Păi stai un pic, mă omule, trebuie să vedem, ești născut din nou. Și uitați-vă, iară fac o paranteză. Ioan Botezătorul îi excludea pe oameni înainte de botez. Noi excludem după botez și asta e mai dureros. E mai dureros. Ei au vrut să-l excludă pe omul ăsta înainte de botez. Că nu li se părea ceva în regulă. Și zice fratele Sandu, mă, zice, atât de greu ne-a fost, că zice, e așa făcea, zice, mă botez singur dacă mă botezați, mă botez singur, zice, eu, mă botez. Și trebuie să-l botezăm. Și zice, atât de fericit o ieși din apă, nici haine albe pe el, nimic. Și roia, uite așa, apa după el pe culoar și s-a dus fericit, că el l-a întâlnit pe Dumnezeu. Dar ce diferență este între negru ăsta, să zicem așa, omul de culoare, că se supără dacă le zicem altfel, din Spania, și domnul acela din orăștie care o sta 20 de ani să se gândească ce să fac, ce să fac, ce diferență. Și povestea, avem în Cluj o soră bătrână care a avut niște răpiri sufletești speciale și spunea că la nuntă a văzut că erau puține locuri, foarte puține locuri mai erau la nunta mielului și încet, încet se completau. Okay? Și vine ăsta din Africa, nu, și ia locul la altul, care poate a crescut în familie de pocăiți și zice, dă-i pace, mai am timp, mai am timp, mai am timp. Și Domnul vine și îmi răspunde prin Scriptură când trebuie să mă botez și Biblia îmi zice la vârsta maturității, dar mai adânc, știi ce? Prinde prilejul, dă năvală și nu cumva să-ți ia locul altul. Că atunci o să plângi cu amar când te trezești numai la ușă, afară. Domnul să ne ajute. Și apoi, haideți să ne întoarcem la întrebarea numărul 3 pe care am pus-o, ce semnifică botezul, și să mergem, pentru că asta ne interesează foarte mult, în Romani, în capitolul 6, să vedem ce ne spune Apostolul Pavel despre cele trei certificate pe care le-am anticipat. Mai întâi, certificat de deces, spuneam, certificat de deces. Foarte interesant cuvântul lui Dumnezeu. Ce vom zice dar, versetul 1, să păcătuim mereu ca să se înmulțească harul? Nici de cum! Noi care am murit față de păcat, cum să mai trăim în păcat? Pe vremea comunismului am avut în zona noastră un bătrânel care a fost foarte isteț la un moment dat, spunea că s-au întors de la o rugăciune, era o rugăciune așa de seară și i-a oprit miliția de atunci pe drum. Și era mare lucru să-i spui milițianului, domnule, eu vin de la o rugăciune. Și oprit. Și acum ei trebuiau, pe de o parte, să nu mintă, să spună adevărul, și pe de altă parte, să temeau. Nu cumva să fie amendați, arestați, știu eu, să li se facă dosar. Și când i-a întrebat, uite, actele de identitate, cu tare, de unde veniți? S-au rugat fratele și au zis, Doamne, ce să le spun la ăștia să nici nu greșesc înaintea ta? Auzi, domnule, a murit fratele nostru mai mare și i-am citit testamentul. A, bine, mergeți acasă. S-au dus. Vedeți deja, cuvântul testament presupune faptul că cineva a murit? Și noi vorbim aici de certificat de deces? Și vom vedea imediat că pe lângă decesul acesta, pe lângă moarte, există și o înviere. Și în momentul în care botezătorul îl ia pe fratele X, nu? Sau viitorul frate, și îl întreabă dacă crede în Iisus ca mântuitor personal, pentru că astfel de lucruri trebuie să preceadă lucrarea botezului. Acesta este un simbol pentru noi. Cât timp va dori sau vrea să-L urmeze pe Hristos și El spune până la moarte și până la urmă, în momentul în care El este scufundat în apă, spune cuvântul nostru, vom citi imediat, El mărturisește o contopire cu ființa lui Hristos în moartea Lui, în moartea lui Hristos. Hristos a murit, Hristos a stat 3 zile și 3 nopți în inima pământului.
Dar pe mine nu mă poate ține fratele păstor 3 minute sub apă, că mor din punct de vedere fizic, nu? Și atunci mă ține o secundă, nu? Și după aceea mă ridică. De ce? Pentru că eu în chip simbolic mărturisesc unirea cu Hristos în moartea Lui. Ce înseamnă până la urmă simbol? Simbol este un cuvânt compus, sin și balo. În limba greacă era folosit acest cuvânt în momentul în care doi prieteni foarte buni se despărțeau. Erau așa împrejurările încât unul din ei trebuia să plece departe. Probabil afacerile îl duceau în altă parte, pleca în altă țară și atunci cei doi se întâlneau și avea loc o acțiune foarte interesantă. Luau un vas de lut și îl spărgeau și luau unul o bucată mai mare, celălalt o bucată mai mare care potriveau. Potriveau. Ei, după ani de zile, poate durau 10, 20, 10 de ani, poate 100 de ani, urmașii unuia dintre ei ajungea poate în țara aceea unde erau urmașii celuilalt. Și atunci lua bucata lui de vas și o ducea acolo. Când ajungea acolo, bună ziua, ce doriți, de ce ați venit la mine? Am venit să mă ajut. Dar cine ești dumneata? Eu sunt fiul prietenului tatălui tău, te rog ajută-mă, dovedește-mi că ești fiul acela. Ok, și scotea bucata lui de lut, de vas de lut și celălalt o suprapunea cu bucata lui și zicea, extraordinar, se potrivesc, te ajut, te ajut. Ce însemna sun balo, a arunca, a apropia, a pune împreună? Punea împreună bucata aceea cu bucata cealaltă și atunci se forma simbolul, adică simbolul. Ce înseamnă până la urmă certificatul ăsta de deces? Că eu nu l-am în buzunar, nu vi-l pot arăta, nu l-am. Nici voi nu l-aveți să mi-l arătați. Nici Hristos nu l-are în slava cerească, certificatul ăsta. Vorbim și noi în chip metaforic. Ei, în momentul în care Domnul Iisus Hristos a murit, eu trebuie să mă contopesc cu moartea Lui, să mă pun împreună cu ființa Lui, să mor, spune Scriptura, față de păcat, față de trecutul meu, și apoi urmează să primesc certificatul numărul 2, certificatul de înviere și să fiu ridicat la o viață nouă. Și apoi urmează, bineînțeles, și a treia fază, certificatul de căsătorie pe care noi îl stabilim împreună sau l-a stabilit Hristos pentru noi și împreună cu noi, pentru noi, în favoarea noastră. Și mă uit, fraților și surori, aici, la textul nostru. Moartea lui Iisus Hristos, atât moartea cât și învierea Lui, și vreau să fac un paralelism, o comparație între ceea ce s-a realizat în ființa lui Hristos și ceea ce trebuie să se realizeze prin botez în ființa noastră. Moartea lui Hristos, atât moartea cât și învierea, a fost reală din punct de vedere fizic și a fost în același timp un model spiritual pentru noi. Hristos a stat 3 zile și 3 nopți în inima pământului, s-a ridicat prin puterea, spunea aici, prin slava lui Dumnezeu. Noi stăm o secundă, spuneam, sub apă, suntem ridicați iarăși ca să trăim o viață nouă. Este un simbol, împreună cu Hristos, noi mărturisim ceva înaintea multor martori. Moartea lui Hristos a fost reală, învierea lui a fost reală, vorbim din punct de vedere fizic. Uitați-vă ce spune aici, versetul 3, botezați în moartea lui. Asta a existat, moartea, e atestată de Scriptură și de istorie. Și oriunde ne uităm aici în Scriptură vom găsi multe, multe, multe referiri la moartea lui Hristos, la îngroparea lui, versetul 4, la învierea lui, arătările lui. 1 Corinteni, capitolul 15, arătările acelea minunate, îmi place foarte mult textul de acolo. Marele apostol,
al mărturisirii și credinței noastre se ridică din mormânt și se arată apostolilor. Fratele mai mare se arată fraților, s-a arătat la peste 350 de frați odată. La peste 500 de frați odată. Deci observați, Domnul nostru, piatra, stânca viacurilor, se arată unei pietre, lui Petru. Și cel mai însemnat, se arată celui mai neînsemnat, lui Pavel. Și azi de frumoase lucrurile în Scriptură și ne uităm și Domnul, uite, dobândește din punct de vedere fizic o moarte reală, o moarte reală și o moarte care este model pentru noi. Dar noi, fraților și surori, moartea creștinului nu este reală din punct de vedere fizic, nu, nu. Prin botez noi avem o moarte simbolică, dar este o moarte reală, spirituală. Acționează în alt registru. Eu vin și mă scufund în apă sau sunt scufundat în apă de botezător, dar asta înseamnă că mărturisesc în alt registru ceva, ceva special. Vine Petru și spune lucrul acesta pentru că e foarte important și n-aș vrea ca cineva să creadă, ca și fratele acela din Câmpia Turzii, că botezul ar putea să-l ajute în vreun fel, nu, nu, nu. Pentru că botezul, fraților și surori, spune aici apostolul, Sfântul Apostol Petru, că este mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu. Icoana aceasta închipuitoare, spune aici Petru, vă mântuiește acum pe voi, și anume botezul, care nu este o spălare de întinăciunile trupești, nu! Ci este mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu. Asta înseamnă că dacă Domnul Hristos a murit real, fizic, eu trebuie să mor simbolic, să mor în domeniul spiritual față de păcat, față de trecutul meu și trebuie să mă trezesc la o viață nouă, versetul 4. Noi, deci, prin botezul în moartea lui am fost îngropați împreună cu el, pentru ca după cum Hristos a înviat din morți prin slava Tatălui, tot așa și noi să trăim o viață nouă. Era o poveste interesantă în timpul domniei sau a dictaturii lui Napoleon. Un om de la țară a fost recrutat să meargă la război. Vârsta respectivă a avut un prag, bineînțeles, vârsta de recrutare, și asta i-a permis unui prieten de-a lui, care era sub pragul vârstei, era un pic mai tânăr, să meargă și să-i spună ăstuia: măi, tu ai copii, eu nu-s căsătorit, mă duc eu în locul tău. Și când o să mă strige pe mine la apel, o să te strige de fapt pe tine, că eu nu exist, existi tu acolo. Și la un moment dat a venit un certificat de deces, nu? O telegramă. Și toți au aflat că X a murit, dar X mergea pe câmp cu boii la Arat. El nu a murit, dar era așa o chestiune ciudată. Și s-a făcut foarte mare vâlvă acolo, pentru că a venit un nou val de recrutări. Și acum l-au luat cu arcanul, cum era atunci, l-au prins și l-au dus. Gata, te ducem în război. Păi bă, eu sunt mort, cum să mă duceți în război? Pe un mort nu-l puteți duce în război. Păi cum ești mort? Uite, am certificat de deces, mă. Eu am murit. Și a ajuns cazul lui până la Napoleon, care a zis: trebuie să respectăm ce scrie. Nu realitatea pe care o vedem cu ochii, ceea ce scrie. Omul ăsta e mort, lăsați-l în pace. Și l-au lăsat. A fost salvat prin gestul de iubire al prietenului său. Și vine Domnul și se uită la mine și la tine. Și: Doamne, are rost să mă mai botez? De ce să mă botez, Doamne? Și am întâlnit, să știți, pe unul odată, că a venit și a zis: auzi, frate, dar cu așa convingere. Zice: sunt pocăiți care-s botezați și fac prostii mai mari decât mine. Eu nu fac prostii și totuși nu-s botezat. Și eu cred că o să ajung în cer înaintea lor. Și m-am uitat la el și am zis: tu știi cu cine seamăn și cu cine seamănă ei? Acum mi-ai adus analogia asta.
cu unul care și-a luat bilet din gară să meargă în cer și nu s-a urcat în tren. Ăla-i pocăitul pe care îl vezi tu, ăla nu s-a mai urcat în tren. Dar tu nu ți-ai luat bilet, ci te-ai suit în tren. Ce o să pățești? Cobori la prima stație, iadul. Aia e stația. Cobori, te duci. Și vedeți, vine Domnul și îmi spune, singurul botez valabil e cel efectuat prin scufundare, în condiții normale vorbind. Și cel care e efectuat în asemănare cu moartea, cu decesul, cu certificatul ăsta, să zicem, în tonul certificatului acestuia și cu învierea lui Hristos, trebuie să existe o legătură între cele două. Și vine apostolul și specific aici mai multe lucruri. Uitați-vă, al doilea punct pe care îl amintim tot aici, în cadrul acesta, Romani capitolul 6. Moartea lui Hristos a fost obiectivă. Asta e moartea lui Hristos, s-a realizat. Uitați-vă ce spune aici, și a fost și definitivă, să știți, obiectivă și definitivă, versetul 10. Fiindcă prin moartea de care a murit, deci clar că a murit, nu e discuție că a murit, n-a murit, e obiectivă, măi, s-a stabilit moartea lui, a venit și sutașul roman și tot, și-a pecetluit piatra și tot, fapt istoric, e obiectivă, a murit, dar e și definitivă. Prin moartea de care a murit, el a murit pentru păcat, odată pentru totdeauna. Și vine Cartea Evreilor și spune că dacă n-ar fi murit așa cum trebuia să moară, ar fi trebuit să pătimească de mai multe ori, dar el a murit odată pentru totdeauna și odată pentru totdeauna a intrat în Sfânta Sfintelor înaintea lui Dumnezeu ca să facă oficiul, să-și facă oficiul de marele preot. Și întorcându-ne la botezul lui Hristos în Iordan, fraților și surori, știți ce observăm? Acest botez, care este una din cele cinci pietre de temelie ale vieții lui Hristos, alături de schimbarea la față, de răstignire sau moarte, de înviere, de înălțare. Botezul ni-l desemnează pe Domnul Iisus Hristos, intrând în oficiul lui de mare preot înaintea lui Dumnezeu. Scufundare în apă, deja prevestirea morții aici. Vedem aici o prorocie, pentru că vedeți, în Vechiul Testament există prorocii scriptice și prorocii în gesturi profetice. Există gesturi profetice. Oamenii lui Dumnezeu care s-au îmbrăcat la un moment dat într-o formă sau în alta, care și-au luat părul, l-au tăiat, au aruncat în vânt o parte, alta în foc și așa mai departe. Oamenii lui Dumnezeu care au făcut diverse gesturi înaintea lui Dumnezeu pentru că îi inspira Duhul lui Dumnezeu și erau gesturi profetice. Și găsim aici gestul lui Hristos, gest profetic. El aici, de fapt, mărturisește, coborând în apa Iordanului, că moare, va muri pentru păcatele noastre, va face ceea ce trebuia să facă. Amintiți-vă și ce spune Ioan, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii, el era aici jertfă, el era aici și preot care aduce jertfa, el era totul înaintea lui Dumnezeu. Și gestul acesta era un gest profetic, coborârea lui și ridicarea lui din apa Iordanului. Moarte și înviere, gest profetic. Dar această moarte și această înviere a fost definitivă, a fost obiectivă. A noastră nu e definitivă. Când noi ne coborâm în apă, noi avem o moarte subiectivă, discutabilă. Uitați-vă ce spune versetul 2. Hristos moare pentru păcatul meu. Versetul 2 spune, eu mor față de păcat. E diferență. Hristos moare pentru mine, eu nu mor din punct de vedere simbolic vorbind, spiritual vorbind, pentru mine, nu. Eu mor pentru sau față de păcat. Nu mai trebuie păcatul să aibă influență, putere asupra mea. Poate că ați auzit întâmplarea aceasta. Erau două tinere, le plăcea viața mondenă, le plăcea să meargă la discotecă și primeau, așa obișnuiau în cercul lor de prieteni să scrie cineva o invitație și să o trimită prin poștă
deși locuiau în același oraș, le era mai simplu, își trimiteau acea invitație prin poștă, în data de, la ora de, acolo ne întâlnim și mai organizăm o distracție. Ei, astea două tinere s-au dus și s-au botezat, au făcut legământ cu Domnul, au mărturisit că sunt moarte față de trecut, față de păcat. Au mărturisit prin gestul acesta în fața martorilor văzuți și nevăzuți că ele sunt vii pentru Dumnezeu și că trebuie să trăiască o altă viață, o viață nouă. Și la un moment dat primesc fetele noastre în poștă invitația, în data de așa, așa, așa. Ce facem? Mergem sau nu mergem? Mai sunt astăzi unii care, băi, zice, hai să mergem să le demonstrăm. Ce să le demonstrez? Poate îți demonstrează ei ție. Te pocăiezi ei pe tine. Nu? Și le-au scris un răspuns. O scrisoare, era timp, și le-au răspuns. Ne pare rău, nu știu cum le chema, Diana și Maria, să zicem, nu știu. Cu tare și cu tare nu mai trăiesc. Și era scrisul lor, nu? Au murit. Extraordinar ce sperietură pe prieteni. S-au adunat, fuga, să vadă, să verifice. Și când au ajuns, astea cântau pe acolo, prin casă. Vai, ce sperietură, ne-ați făcut o farsă, nu? Nu. Noi am murit față de distracții. Sfântul Augustin, după ce s-a împăcat cu Dumnezeu și după ce a trăit viața aceea destrăbălată pe care a avut-o în tinerețea lui, mergea pe drum și a văzut-o pe o femeie cu care el a mers la multe seri de distracție. Și femeia asta, când l-a văzut, așa de bucuroasă a fost că a venit repede. Augustina și-a stoluat-o la fugă, așa fugea mâncând pământul și striga aia, zice, mă, dar nu mă mai cunoști. Și el zicea, nu mai sunt eu, nu mai, și fugea să scape. La Toma d'Aquino, vă dați seama ce îngustime de minte au avut părinții lui. Au vrut să facă din el un om mare al lumii. Și ce s-a întâmplat? Omul ăsta a luat o hotărâre să meargă la mănăstire, să călugărească. Și noaptea aceea, în camera unde el dormea, s-au dus și au dus o femeie stricată ca să-l facă să cadă în păcat cu femeia asta. Și soluția lui, știți care a fost? A luat un tăciune plin cu foc din ăsta și fugea după femeia aia să o ardă, să-i ardă părul. Și aia o fugit de acolo, Doamne, că s-o temu de el. Fraților și surorilor, în lupta aceasta între viață și moarte, din punct de vedere spiritual, nu merge cu târguiala, să știți? John Bunyan a scris o carte, Războiul Sfânt. Vă îndemn să o citiți, cei care aveți timp și puteți. Este tot o alegorie ca și călătoria pelerinului. El spune de fapt ce anume acolo. Ia pe Adam și pe Eva din grădina Edenului și aseamănă cu o cetate. Cetatea asta, spune, avea 5 intrări. Exact cele 5 simțuri pe care noi le avem. Poarta ochi, poarta urechi. Și spune că la un moment dat a venit Apolion, diavolul, a declarat război cetății, sufletul omului, și a biruit-o. Și după ce a intrat în cetate el cu hoardele lui de demoni, spune acolo un lucru foarte interesant, să știți. La omul ăsta i-a vorbit Dumnezeu, nu degeaba și-a scris cărțile pe genunchi, în închisoare. Zice, diavolul, după ce a acaparat sufletul omului și l-a ocupat, a ridicat un turn în mijlocul cetății, pe care l-a numit păcatul dulce și l-a așezat în piață. Știți de ce? În momentul în care tu te duci și te târguiești cu diavolul, să fac, te-o bătut. Diavolul e cel mai bun negustor, ăsta vinde tot ce vrei tu, tot. Cu diavolul n-ai altă șansă decât să te duci la război. Ori îl omori, ori te omoră. Nu este cale de mijloc. Și aici mă uit
Hristos Domnul are o viață obiectivă, a murit odată pentru totdeauna, e definitivă. O viață, o moarte și o viață obiectivă, definitivă, trăiește pentru totdeauna. Dar noi trebuie să avem, să știți, o moarte și o înviere subiectivă, să ne identificăm tot mai mult cu Hristos și pe lângă asta să fie progresivă. Vedeți diferență? Hristos a murit odată pentru totdeauna, dar eu trebuie să tot progresez, să tot progresez. Spunea la noi un frate păstor că într-o zi, zice, am găsit în Romani, în capitolul 1, lista de păcate. Atunci citeam Biblia pentru întâia oară. Am făcut lista, ăsta, în Galateni altă listă de păcate. Am pus lista pe ușa camerei mele și în fiecare zi citeam lista și mă puneam pe genunchi. Doamne, ajută-mă să-l bat și pe ăsta, și pe ăsta. Erau cananiții din viața lui. Trebuiau scoși afară, trebuiau alungați, trebuiau aruncați din viața lui. De ce, fraților și surori, vedeți, sunt atâtea imagini frumoase în Vechiul Testament. De ce Dumnezeu a ales să lucreze așa și nu dintr-o dată? Sunt vieți, dar le-a cazuri speciale. Sunt vieți în care Dumnezeu vine și aprinde dintr-o dată lumina. Și omul ăla se vede păcătos, omul ăla renunță pe loc, la țigară, la băutură, la femei, la tot. Și îl urmează pe Hristos. Dar sunt alții și există N imagini și în Vechiul și în Noul Testament care exemplifică lucrul acesta. Dumnezeu vine și încet scoate cananiții, scoate păcatele din viața noastră, scoate anumite patimi și pofte. De aceea moartea noastră este progresivă. Zice Domnul către Moise, știi ce, Moise? O să-i scot pe cananiți încetul cu încetul ca să nu se înmulțească fiarele împotriva voastră. S-ar putea ca la un moment dat tu să zici, măi, din cauza mea că am fost mai special ca alții și atunci să vină fiarele să te omoare. Și Dumnezeu alege altfel, zice, încetul cu încetul. S-ar putea ca în viața ta să lucreze Dumnezeu cum a lucrat fizic în dreptul acelui orb de la Betsaida. Îl ia Hristos, se roagă, își pune mâinile peste el și vede ceva. Oamenii ca niște copaci. Am auzit odată pe un predicator că a vorbit o mare prostie, pot să o numesc. Ce vedeți? Nici nouă nu ne ies toate bune, că nici lui Hristos nu i-a ieșit. Blasfemie, fraților, blasfemie. Dați-mi voie să vă spun. Acolo este un model pentru experiența ta creștină. Mai întâi e nașterea din nou. E atingere, domnule, te-a atins sau nu te-a atins, Domnul? Da, te-a atins. A venit prin Duhul Sfânt, a venit. Te-a luat de mână, ai simțit, am simțit. Ți-o iertat păcatele, da, ți-o deschis ochii, da. Dar ce vezi? Văd așa, oamenii ca niște copaci. Și trebuie Hristos Domnul să vină a doua oară. Și asta, vedeți, este deja o înviere, dacă o putem numi așa, că învierea este instantanee, nu putem vorbi așa ceva. Dar să zicem așa, este un progres spre învierea aceea definitivă, spre apogeul acela în care noi să murim total față de păcatele și trecutul nostru și să trăim pentru Dumnezeu. Doamne, ajută-ne să ajungem acolo. Uitați-vă ce spune versetul 11. Tot așa și voi înșivă, ca și Hristos, cum a murit Hristos, cum a înviat Hristos. Socotiți-vă morți față de păcat și vii pentru Dumnezeu în Iisus Hristos, Domnul nostru. Deci păcatul să nu mai domnească în trupul vostru muritor și să nu mai ascultați de poftele lui. Să nu mai dați în stăpânirea păcatului mădularele voastre ca niște unelte ale nelegiuirii, ci dați-vă pe voi înșivă lui Dumnezeu ca vii din morți cum erați. Fraților, am avut o experiență dureroasă, extrem de dureroasă. După ce am avut o experiență frumoasă în care l-am văzut pe Hristos murind pentru mine și mi-am simțit păcatele iertate, literalmente am simțit o povară mare care a ieșit din ființa mea și a dispărut undeva. M-am dus și am stăruit după botezul cu Duhul Sfânt și Domnul a venit și m-a pecetluit și m-a botezat. Și a venit ispititorul și știți ce mi-a zis? În mintea mea, la urechea mea,
Zice, auzi, știi că scrie în Biblie că cel născut din Dumnezeu nu mai poate să păcătuiască. Ce faci? Încerci un pic să păcătuiești. Piața, nu? A început discuția la piață. Fac, nu fac, fac, nu fac. Păi bă, dacă scrie în Biblie că nu pot să păcătuiesc, eu să încerc, mă. Și-o mers, am păcătuit. Dar după a venit același ispititor și-a zis, gata, ești lepădat, s-a terminat. Deja iadul, iadul, păi m-a aruncat într-o disperare cumplită, fraților. Ai păcătuit cu voia, l-ai părăsit pe Dumnezeu, răstignirea a doua lui Hristos, Hristos răstignit a doua oară. Și am avut o luptă cumplită, până să citesc și să înțeleg versetele pe care le aduce Ioan în 1, în Evanghelia 1-a lui, în capitolul 2, în jos, pe care noi le numim trusa de prim ajutor a creștinului, copilașilor, și eu eram un copilaș, dacă a păcătuit cineva, avem la Tatăl un mijlocitor, pe Iisus Hristos cel neprihănit. El este jertfa pentru păcatele întregii lumi, dar și pentru a mele, fraților. Și acolo am putut să mă prăbușez la picioarele lui Hristos și să plâng și să spun, iartă-mă, Doamne! Fraților, sunt așa de adânci lucrurile astea, dacă noi nu le înțelegem, dacă noi considerăm că, ok, ca și fratele Sașa din Câmpia, nu? M-am scufundat deja, sunt infailibil, nu-i nimeni infailibil, fiecare are călcâi, și Ahile avea un călcâi în care și-a primit pedeapsa morții, fiecare are un loc slab, un loc sensibil sau poate mai multe în viața lui. Hristos, Domnul, a avut o moarte obiectivă, o înviere obiectivă, definitive, și noi le avem astea, moarte și înviere subiectivă, e discutabilă, a murit față de păcat și o înviere la fel. Socotiți-vă, spune versetul 11, morți, socotiți-vă, vii, socotiți-vă, trebuie să te socotești. Cu alte cuvinte, vreau să vorbesc mai pe înțelesul nostru. Gândiți-vă că există o listă numită Lista Neagră pe care vrăjmașul, diavolul, vine și scrie numele meu, numele tău, numele tău, numele tău, numele... la toți ne scrie numele pe Lista Neagră. Toți păcătoșii de pe lume scriși de diavol. L-am prins. Că au păcătuit 10, a călcat 10 din poruncile lui Dumnezeu, că a călcat una sau două, l-am prins. E Lista Neagră. Și el vine cu lista asta sau cu zapisul, cum spune Apostolul Pavel în Coloseni, în capitolul 2. Și o arată în fața lui Dumnezeu, uite-l, trebuie să-l pedepsești. Și vine Dumnezeu și îmi spune în felul următor, socotește-te înainte ca eu să te socotesc pe cealaltă listă, că uite, am o listă albă, vezi? Primul, cel sfânt, cel adevărat, martorul credincios e Iisus Hristos, Alfa și Omega, începutul și sfârșitul, Fiul lui Dumnezeu, Domnul împăraților pământului și așa mai departe, Împăratul împăraților și Domnul. El este aici, e primul pe listă. Vrei să ajungi și tu pe lista albă? Uite-ți două, asta e a diavolului, asta e a mea. Vrei? Și eu zic, da, Doamne. Atunci socotește-te pe lista albă. Adică mă duc și, Doamne, dacă asta e puterea ta și porunca ta, trebuie să mă botez, eu mă botez, eu mă mărturisez, eu mă pocăiesc, asta mi-ai zis, botezul nu-i spălare din tinăciunile trupești, mărturia unui cuget curat, înseamnă că trebuie înainte să mă pocăiesc, să am metanoia, mintea nouă, să am o viață nouă, trebuie să mă întorc la tine și după ce am mărturisit în apa botezului, eu vin la tine și spun, știi ce, Doamne, eu mă socotesc pe lista cealaltă. Dacă vine diavolul și spune, băi, tu mai poți păcătui? Da, mai pot păcătui, dar eu mă socotesc pe lista celor care nu mai vor să păcătuiască. Și eu stau pe lista asta albă pentru că acolo Iisus Domnul e primul și El îmi dă putere și El trăiește în mine și nu mai sunt eu și Hristos trăiește în mine. Și am terminat-o, eu nu mai am nimic, cum au zis fetele alea, noi am murit. S-a terminat cu trecutul, s-a terminat cu tot ce era în viața mea rău. Eu nu mai trăiesc în răul acela, eu trăiesc pentru Dumnezeu, lăudat să fie Domnul. Moartea lui Hristos și învierea lui Hristos
au fost valorizatoare, adică dătătoare de valori. Moartea mea simbolică este primitoare de valori. Și aici uitați-vă numai câte valori putem noi primi. Să păcătuim mereu ca să se înmulțească har, adică mie îmi trebuie har, îmi trebuie milă, favoare din partea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu zice, nu prin păcat ajungi la asta, prin învierea lui Hristos ajungi la har. Și mă duc și spun, Doamne, mie îmi trebuie putere să biruiez păcatul care e în viața mea. Nu știu cum să obțin asta, prin moartea lui Hristos. Identifică-te cu moartea lui Hristos. Era o femeie a lui Dumnezeu din Franța, secolului 17, dacă nu greșesc. Femeia asta, în fiecare an, pe ea o chema și Magdalena, alături de alte nume pe care le avea, o chema și Magdalena. În fiecare an de ziua Sfintei Magdalena se ducea la Sfânta Biserică, la Biserica tradițională catolică, mergea să-și mărturisească păcatele înaintea lui Dumnezeu. Și odată mergând pe drum spre biserică, să se mărturisească, să se spovedească la duhovnic, a simțit o bucurie în inimă uluitoare și și-a simțit păcatele iertate și s-a dus acasă. Și a zis, eu nu mă mai duc la biserică, a venit înaintea preotului de acolo, alt preot, marele meu preot, Iisus Hristos. Și bineînțeles că au luat-o și au întemnițat-o, că era eretică, nu vorbea cum trebuie, cum știau ei, sau cum ar fi trebuit să vorbească. Dar aici, vedeți, trebuie și noi să realizăm, fraților și surori, pasărea care se învârte un an, doi, 10 ani în vârful unui țăruș, nu? Legată de picior. Dacă îi tai sfoara, ea tot acolo stă, pentru că e puterea obișnuinței. Și vine obișnuința și spune, tu erai obișnuit să înjuri. Ea înjur acum odată să știe oamenii că era în zona noastră un frate, a fost mare bătăuș la viața lui. Și după ce s-a botezat și s-a pocăit, s-au înțeles mai mulți prieteni de-a lui de altă dată să meargă să-i dea o bătaie bună. Și fratele Juleanu, când i-a auzit că fugeau în spatele lui, avea o șurubelniță la el și s-a pus pe marginea bordurii și o freca de bordură. Zice, nu știu dacă o să mai pot ține de pocăință, dar zice, dacă nu mă pot ține de pocăință, vedeți voi ce vă fac. Eu au crezut că are cuțit și au fugit toți. Dar el a vrut să scape de ei. Dar sunt alții care spun, îmi las pocăința 5 minute deoparte. Na, asta nu există în Biblie. Asta e din Biblia fără capitole și versete. Să știți, ăsta e verset, nu știu de unde, de la diavolul. Fraților, surorilor, moartea și învierea lui Hristos, dătătoare de valori. Se spune că un roman bogat avea un copil care risipea averea și un rob, un sclav care mergea tot mereu cu el și era foarte ascultător. Ei, la moarte, pe testament a scris în felul următor. Dau prin acest testament toată averea mea lui Marcelus, care e robul meu ascultător. La fiul meu, din toată averea, îi dau un singur lucru, să-l ia și să plece. A fost destul de deștept copilul ăla, nu era prost, să știți. Și l-a luat pe Marcelus, zice, ăsta e singurul lucru pe care mi l-a dat tata. L-a luat pe Marcelus și cu Marcelus i-a luat toată averea lui taică-su. Ei, noi nu luăm pe Marcelus, nu luăm pe un rob care are o avere. Noi luăm pe Iisus Hristos în care este ascunsă, sunt ascunse toate comorile științei, înțelepciunii lui Dumnezeu, fraților. Îți lipsește pacea, Doamne, dă-mi pace, dă-mi pace. Și tot sondezi acolo inimioara, băi, vai de mine, parcă azi dimineața am fost mai cu pace. Acum nu mă, iar Doamne, ai milă, Doamne, dă-mi dragoste, nu mai am dragoste, Doamne, bucuria unde mi? Știți ce? Nu căutăm roadele, luăm pomul care le are roadele astea. Luăm pe Iisus Hristos, care e o mină de aur, fraților. Ce înseamnă comorile înțelepciunii și științei lui Dumnezeu? În Iisus Hristos sunt bogății nebănuite, fraților. Sunt bogății de slavă. Oricât cauți, oricât ceri de la El, are mai mult și mai mult și mai mult. Pentru că El e infinit, e Dumnezeu. Și infinitatea este un atribut al lui Dumnezeu. Așa că dacă avem nevoie de ceva, ai nevoie pentru copiii tăi, pentru familia ta, ia-L pe Hristos în viața ta și El îți va da tot ceea ce trebuie să-ți dăruiască.
Și apoi este marele capitol 7 din Romani, în care iarăși vorbește apostolul în chip simbolic. Este legea și legea vine și se căsătorește cu omul, că așa a rânduit Dumnezeu. În chip simbolic vorbim iarăși. Și legea vine și spune, ai păcătuit astăzi, nu poți să intri în grația lui Dumnezeu, în harul lui Dumnezeu, trebuie să mori. Vai, dar uite, am respectat 9 porunci, am călcat-o pe a 10-a, te rog frumos. Și legea, spune aici apostolul Pavel, e dreaptă, e bună, e sfântă. Că vin unii și spun, fraților, legea e murdară, legea trebuie lepădată. Nu, 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 biblic vorbind, legea e bună, e sfântă, e dreaptă. Dar legea nu poate veni să-mi-l dea pe Dumnezeu și să-mi dea puntea aceea care s-a rupt între om și Dumnezeu. Și legea s-a căsătorit cu mine și îmi spune, plata păcatului este moartea. Îmi pare rău, atâta pot. Eu, spune legea, aș putea să fiu un soț bun pentru un înger. Dar pentru un om, nu, 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 niciodată. Omul trebuie să moară. Ei, vine Hristos, ia locul meu și se căsătorește cu legea, moare pe cruce și în momentul în care Hristos moare, legea rămâne singură, văduvă să o numim, deși poate forțez un pic textul, da? Și după ce legea rămâne singură, Hristos vine, se logodește cu mine și organizează nunta. Lăudat să fie Domnul! Acesta e mesajul capitolului 7 din Romani. A trebuit cineva să vină să mă desprindă de lege, fraților. Și imaginea aceea atât de magnifică, de multe ori stau și admir cântarea cântărilor, tema măriață care se țese pe pânzele mântuirii noastre, în cântarea cântărilor. Este acolo o tânără luată de frații mamei, de fiii mamei ei, de frații ei de trup și e pusă păzitoare la vii și spune... Via frumuseții mele n-am păzit-o, adică m-a privit soarele, sunt negricioasă. Și la un moment dat, fata asta tânără aude ceva, o turmă de oi, vine un ciobănaș, începe să discute cu ea, îi fură, cu alte cuvinte, inima și spune, ești frumoasă de tot iubit-o și n-ai niciun cusur. Și ea spune, eu... Păi m-a privit soarele, eu nu pot să mă declar frumoasă, dacă tu zici, ești frumoasă și o descrie acolo într-un mod uluitor. Și omul acesta se uită la ea și spune, știi ceva, vin într-o zi și ne căsătorim. Și ea zice, bun. Și are tot felul de insomnii, visează noaptea că vine iubitul ei. La un moment dat vin frații și încep să râdă de ea, ce-i cu tine? Zlogodită, cu cine? Cu un ciobănaș, cum îl cheamă? Nu știu. O uita să-l întrebe. Că așa se întâmplă, știți, ai emoții și... Dar vine într-o zi. Și ce s-a întâmplat? Într-o zi au ieșit toți la porți acolo, nu? În ținuturile acelea rurale. Și se uită și cineva întreabă, cine este aceea care se ivește din pustie? Ai, patașca lui Solomon, are atâția viteji, aburi de tămâie și de mir, lasă mireasmă în urma ei. Și toți, hai să-l întâmpinăm, e regele nostru, e împăratul nostru. Și se apropie de poarta acestei familii și spune să vină afară sunamita și ea trebuie să iasă și merge. M-a chemat împăratul, trebuie să mă duc. Se uită la hainele lui, nu le cunoaște. Dar când se uită la fața lui, zice, ăsta-i ciobanul, ăsta-i păstorul care într-o zi mi-a furat inima mea numai cu o privire, numai cu un cuvânt. Ăsta-i iubitul pe care l-așteptam să treacă peste munții plini de mirosne, să sară ca și cerbul la cerboaică atunci când merge să o caute. Ăsta-i iubitul inimii mele. Și în momentul acela el îi zice, te rog să vii, ne ducem la palatul împărătesc, la palatul imperial și pleacă. E imaginea ta și imaginea mea, certificatul de căsătorie, fraților. S-a coborât într-o zi cineva din ceruri, ca păstor, ca cioban, păstorul cel bun care te-a căutat pe tine și pe mine în gropile în care am căzut. Am avut gropile noastre fiecare și la fiecare groapă deasupra scria pierzare, moarte. A coborât acolo, lupul urla afară, nu, venea diavolul care sfâșie, junghie, prăpădește. Și-a venit păstorul cel bun
și și-a dat viața pentru noi. Lupul în el și-a înfipt colții, nu în noi. Pe noi el ne-a luat pe umăr și ne-a dus înapoi în staul. Și acum urmează să vină a doua oară, dar nu ca cioban. Păstorul de altă dată vine ca împărat al împăraților și domn al domnilor. Și când se va apropia de tine, va vedea vecinul, vecina, colegul de serviciu, colegul de la școală, că acesta e cel care seamănă cu tine și tu seamini cu el. În Tesaloniceni spune Apostolul Pavel în 1 Tesaloniceni, spune că el va fi privit cu uimire în toți cei ce au crezut, căci voi ați crezut, mărturisirea noastră. Vine într-o zi colegul, se uită la fața lui, el are urme în palme, are urme în picioare, are acea cămașă, acel veșmânt muiat în sânge, cu cuvântul lui Dumnezeu e numele lui, și se apropie el și îl văd toți și din mâna lui pornesc raze, cum scrie la Habacuc, la capitolul 3. Și atunci când el se apropie și când toți cei ce l-au străpuns îl văd și când cad în fața lui și când se pronunță sentința, mergeți în focul blestemat. În momentele acelea să te vadă vecinul, să te vadă vecina, să te vadă colegul, să zică, băi, fața lui seamănă cu a lui, uite ce asemănare. Uite hainele albe la el, albe la celălalt, ce asemănare. Numai noi n-o să avem urme aici, singurul care o să le aibă, care se va deosebi din 10.000, va fi marele nostru mântuitor. Și sunt cele trei certificate, fraților, de care aminteam și care semnifică la modul cel mai profund experiența simbolică a botezului, a scufundării în apa botezului. De aceea, în seara asta, n-am ales foarte mult să insistăm pe evenimentul istoric din viața Domnului, ci am vrut să mergem la evenimentul practic din viața noastră. Și să verificăm, botezul este real în viața mea? Am murit într-adevăr față de păcat, față de trecut? Se poate și de acum înainte. Dumnezeu nu se supără, în sinceritate, să stai înaintea Lui și să-i spui, știi ce, Doamne? De azi înainte, 2023, e anul nou, vreau o viață nouă. Și Dumnezeu să facă din noi oameni noi. Amin.